Astăzi au fost afișate rezultatele finale la titularizare după soluționarea contestațiilor, iar datele Inspectoratului Școlar Județean arată o îmbunătățire a calificativelor obținute de candidați. Astfel, după reevaluarea lucrărilor, numărul notelor sub 5 a scăzut de la 110 la 102. De asemenea, un candidat a intrat în categoria celor care au obținut note între 5 și 7. Cu astfel de note sunt acum 149 de cadre didactice. O creștere s-a înregistrat și în rândul candidaților cu calificative peste 7, de la 233 la 240. În aceste condiții s-a modificat și procentul de promovabilitate de la 77,59% la 79,22%. În 2018, rata finală a fost 82,65%. În sesiunea 2019, notele candidaților din Maramureș au variat la proba scrisă între 1,65 și 9,85. Datele ISEJ mai arată că în județul nostru sunt 491 de lucrări cu note. În Maramureș au participat la titularizare 643 de candidați. Sunt 94 de posturi titularizabile și 1100 netitularizabile. 274 sunt rezervate și 290 vacante. Prima ședință de repartizare a candidaților pe posturi va avea loc mâine. Sunt vizați cei cu media de repartizare minim 7 pe posturi didactice sau catedre vacante publicate pentru angajare cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Aceasta va avea loc la Colegiul Gheorghe Șincai din Baia Mare, începând cu ora 9.